Scene mai puțin obișnuite au fost filmate vineri în traficul din Iași. Printre mașini și pietoni și-au făcut apariția în mijlocul străzii și șase vaci. Conform Observator News, pe imaginile primite pe Fi Observator, se vede cum mai multe mașini așteaptă în coloană, pentru că strada a fost blocată de animalele ieșite la plimbare. Liniștite, mergând pe șinele de tramvai sau traversând petrecerea pentru pietoni, vacile își văd de drum fără a fi vreo secundă deranjate de zgomotul din oraș. Uimiți, șoferii, dar și pietonii, se uită ca la un spectacol. Potrivit martorului care a filmat scena și a trimis-o pe Fi Observator, animalele ar fi scăpat de la casele care se află în imediata apropiere. Întâmplările de acest gen nu le sunt străine deloc ieșenilor. În trecut, aceștia au avut de trecut un test din partea celor aflați la conducerea orașului la timpul respectiv. Este vorba despre un experiment demarat de oficialitățile ieșene, Vaca din mijlocul străzii. Reprezentanții primăriei și-au explicat gestul printr-un comunicat de presă emis în această după-amiază, în care se susținea că experimentul a avut succes și prin intermediul acestuia s-a putut lua pulsul șoferilor. Pentru a testa calmul șoferilor ieșeni, oficialitățile au propus scoaterea animalului în stradă și în alte zone ale orașului, relatează Andrei Ciobanu News.